Și încă o dată dovedește că astăzi trăim într-o dictatură și nu avem... Deci Moldova nu este o democrație adevărată. Deoarece într-o țară democratică, chiar și cei mai mari criminali infractori beneficiază de dreptul la apărare. Iar la noi, opoziția nu poate beneficia de, normal de drepturile sale de a se apăra în fața instanței atunci când au loc asemenea lucruri, deci împotriva avocaților. Vreau să atrag, să vă aduc aminte, și toate aceste materiale sunt în dosar. Revenind la caracterul politic, încă un argument este fabricarea probelor. Eu nu înțeleg cum, de pildă, domnul Archer, fiind procuror, după ce toată lumea a văzut filmul cum el aruncă grenade în automobilul familiei noastre, cum el încă, deci, își permite să rămână în acest grup de acuzatori de stat, procurori? Este, deci după 10 zile de la arestarea noastră, ați văzut în fața, când a fost la curtea de apel, mai mulți procurori, inclusiv și domnul Archer, plus reprezentanții poliției de la DSO, au percheziționat autoturismul nostru, deci meu, sau a familiei. Și după câteva percheziții, după ce au desfășurat deja a doua oară percheziție, au hotărât să deschidă portbagajul și au găsit acolo, a doua oară se deschide, și au găsit acolo careva obiecte care pe urmă au fost prezentate la televizor în aceeași zi, la toate posturile de televiziune al lui Plăhătniuc, ca fiind niște grenade și muniții. Și chipurile, iată, uitați-vă, dovadă că Petrenco a vrut să organizeze dezordine în masă, acțiuni violente cu folosirea lor. Însă, procurorii n-au știut că toate acțiunile lor sunt filmate din altă parte de cetățeanul Anatolie Stripuleac, care a fost martor în acest proces și care a confirmat și imaginile video acest lucru confirmă că doi reprezentanți ai poliției din DSO și procurorul Archer au sustras, deci au sustras atenția soției mele și avocatului când ele completau procesul, când ele semnau procese verbale de percheziții și au aruncat în portbagajul pe banchetă din spate și ulterior domnul Archer a luat și a pus în portbagaj acel pachet cu așa numite grenade. Tot acest lucru ați văzut, ați putut să vă convingeți că acele percheziții au fost absolut ilegale și criminale chiar. Toate aceste fabricări ale probelor s-au făcut în mod intenționat pentru a discredita, pentru a crea o opinie publică precum că noi suntem extremiști, teroriști, separatiști, nu știu cine, radicali. Că noi am vrut să luăm cu asalt clădirea Procuraturii Generale. Ulterior s-a constatat, și eu înțeleg că au văzut acest filmuleț, și au înțeles că n-are perspectivă aceste probe, așa numit, în dosar. Și au tăcut toate aceste 1 an de zile au trecut și n-au vorbit de aceste așa numite grenade. Dar ulterior, expertiza a arătat că nici nu au fost muniții.
Дар вы сигур, когда к ну и ра чел, а чел, ну и ра вачели инрегистрер видео, в каре арате, каре конфирмы к Арчер, а партичпат ин фабрикаря пробилор, вы сигур, к экспертиза арата, к ачесте гренаде, и ра у муниц. Mai departe, deci tot acest proces a fost însoțit de o campanie media nemaipomenită, deci în, pe, organizată, orchestrată de împreună cu Procuratura și organele de drept de către media holdingul actualului regim. Imaginile video de la perchizițiile mașinii au fost imediat arătate în aceeași seară. Imagini operative. Am fost învinuit, așa cum am spus, de tot ce vreți, în afară de și inclusiv și de articolul 285. Deci a fost un proces, a fost judecată, terorizată. Deci, pe parcursul acestor 20 de luni. Anume, din cauza că ei nu au avut nicio probă concludente, au născocit și acest episod cu așa numiți mercenari din Donbass sau nu știu de unde. Deoarece au văzut actuala guvernare și cei care comanditarii acestui dosar politic au văzut că în societate nimeni nu crede, majoritatea absolută nu crede în aceste povești, cu dizordine în masă, ei au folosit acest așa numit argument, că, precum că în cadrul acestor proteste în fața Procuraturii Generale au participat și s-au fost atrași special mercenarii care au luptat cândva în regiunile de est ale Ucrainei. Și anume din cauza asta au fost găsite aceste două persoane, Ivanciuc și Kudinov, și au fost special conexate la acest dosar ca să... Deci a fost o încercare de a convinge lumea, publicul larg, comunitatea internațională, precum că noi suntem violenți, am avut intenții respective. Iar, din câte ați înțeles deja din pe parcursul acestor luni, și Ivanciuc, și Kudinov n-au fost activiștii noștri, noi nu i-am cunoscut. Mai mult decât atât, Kudinov în genere n-a fost la protest. Și nu este la nicio înregistrare video, nu poate dovedi acest lucru. Pe una din înregistrări este Ivanciuc, care a venit îmbrăcat, el n-a venit la protest, el pur și simplu trecea pe lângă și s-a oprit. Și atunci când poliția a aplicat forță, el a pierdut chiar și încălțiminte. Așa un mercenar care a părăsit protestul fără încălțiminte. Deci, situații deja comice. Deci, dar asta e situația astăzi în Republica Moldova, când televiziunile guvernării sunt folosite împotriva oponenților politici, se fabrică tot felul de, deci, se produc tot felul de filmulețe împotriva tuturor celor care astăzi se împotrivesc actualul regim. Aceste încercări de a ne lega cumva cu separatismul din Ucraina sunt pur și simplu aberante. Noi niciodată n-am susținut careva mișcări extremiste sau separatiste, indiferent de republică sau țară, statul, inclusiv și Ucraina. Dar eu nu vreau nici să mă îndreptățesc în cazul dat să-l justific. Deci sunt pur și simplu niște acuzații aberante. Și ați văzut. Mai mult decât atât.
Иванчук, din câte cunoașteți și el a depus aceste declarații scrise, a fost impus, șantajat de Nicu Șendre să dea depoziții împotriva noastră. Vreau să atrag atenția dumneavoastră la aceste declarații scrise a lui Iванчук, în care el menționează că a fost invitat de către Nicu Șendre în penitenciarul numărul 13. A avut loc o discuție în care Nicu Șendre i-a spus că dacă vrea să vadă familia, copiii și soție și dacă vrea să aibă un termen cu suspendare, atunci trebuie să dea depoziții împotriva lui Grigore Petrenko. Acest lucru este confirmat de însăși Иванчук. Și aceste declarații au fost prezentate în instanțe. Un alt episod, vreau să vă duc aminte. Poate doamna președinte nu ține minte, dar deoarece s-au schimbat deja cât președința instanței pe parcursul acestui dosar. Dar a fost și un alt episod cu Constantin Svetlicini, care a făcut declarații în internet, pe Facebook, precum că este șantajat de Nicu Șendre, că dacă nu va da depoziție împotriva grupului Petrenko, va avea probleme și va fi arestat. Deci cazul lui este, nu a fost conexat la dosarul nostru, dar este investigat într-o, separat. Și am depus în acest sens plângere la Procuratura Generală, care a fost, iarăși a rămas fără niciun rezultat, niciun răspuns. Iar Svetlicini, din câte cunosc, din cauza presiunilor Procuraturii, a fost aplicat din țară. Deci, fabricarea probelor, șantajarea martorilor și inculpaților. Deci, campanie informațională care ne prezenta că suntem extremiști și așa mai departe, suntem legați cu careva grupuri separatiste. Această conexare la dosară persoanelor care n-au nicio treabă cu protestul nostru. Pașnic. Toate aceste lucruri, încă o dată, folosirea acestor executori, Igor Popaș, Nicu Șendre, care au fost și instrumentează alte dosare politice. Deci toate aceste lucruri încă o dată ne confirmă caracterul politic al acestui dosar. Iar acest lucru a fost confirmat și de organizațiile internaționale, reprezentanților. Și materialele dosarului, vreau să repet acest lucru pentru instanță, sunt câteva declarații ale membrilor APCE. Prima declarație care a fost semnată a fost pe data de 30 septembrie 2015. N-a trecut nicio lună de la protest, de la arestare. Și a fost semnată de reprezentanții tuturor fracțiunilor politice, grupurilor politice din cadrul APCE, în care autoritățile Republicii Moldova sunt solicitate să ne elibereze imediat și să oprească aceste persecuții politice. Prima dată am fost numiți deținuți politici pe data de 30 septembrie 2015. Ulterior au urmat și alte declarații membrilor APCE. Au fost declarațiile scrise ale grupurilor politice din Parlamentul European și ele sunt la fel în materialele dosarului. Au fost mai multe declarații de solidaritate a mai multor partide din Europa, care de asemenea au solicitat să fim eliberați. Au fost dezbateri organizate în Parlamentul European la subiectul nostru. Au fost publicate două rapoarte ale Departamentului de Stat a Statelor Unite ale Americii pentru drepturile omului din 2015, pentru 2015 și pentru 2016, pe care ministrul justiției Cebotari nu le-a observat.
și prim-ministru Filip. Au fost răspunsul acesta înscris, publicat pe site-ul Bundestagului, Guvernul Federal al Germaniei. Au fost declarații în plenul adunării Parlamentarei Consiliului Europei făcute de doamna președinte a PCE, Madame Anne Brasseur, care a exprimat regretul că eu nu sunt prezent în, la sesiune ca membru onorific al APCE din cauza că, din cauza acestui proces și fiind arestat. Mai departe, în cadrul procesului, noi am avut vizite ale mai multor oficiali europeni. Și nu numai. Dar fiind izolați în penitenciarul numărul 13, am fost vizitați de reprezentanții misiunii OSCE în Republica Moldova. Fiind, deoarece au fost îngrijorați de situația care este în jurul nostru. Am fost vizitați de reprezentanții Comitetului pe lângă Consiliul Europei privind prevenirea torturii, deci reprezentanții de la Strasburg. Am fost vizitați de conducerea Comitetului de monitorizare, pe ce e în frunte cu domnul Șena și cu raportori și o parte din propriu. Au fost garanții personale a deputaților din Parlamentul European, care nu au fost luate în considerație de instanță, și din partea deputaților din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Prima dată nu au fost luate în considerație aceste garanții, deoarece echipurile, deci persoanele care au prezentat aceste garanții nu au fost prezente în sala de ședințe. Iar ulterior, când au venit deja, deci iarăși nu au fost acceptate garanțiile lor din alte considerații, precum că sunt neintimidiate. Deci, acest dosar a avut o rezonanță enormă în spațiul public și în Republica Moldova și peste hotare. Și noi nu puteți nega acest lucru. Chiar și ultima, acum, deci astăzi, în această săptămână, continuă lucrările sesiunii de vară pe CIE și din câte cunoașteți sau altă ieri prim-ministru Filip, fiind la PCE, a ținut un discurs în fața membrilor și a răspuns la întrebări. A fost întrebat de reprezentanții PCE, de dosarul grupului Petrenko și i s-a spus direct în față că este un dosar politic. Și a fost întrebat dacă vrea să fie prim-ministru într-o țară unde există deținuți politici. A avut un răspuns evaziv. N-a spus, apropo, că suntem extremiști, așa cum ei obișnuiesc să spună deseori în fața, deci, partenerilor europeni, că noi suntem, am fost agresivi sau așa. Pur și simplu a spus că noi, echipurile, n-avem în legislația noastră noțiune de deținut politic. Și a trecut la alt subiect. Într-adevăr, noi n-avem în legislație Republicii Moldova noțiune de deținut politic. În același timp, această definiție există în documentele Consiliului Europei. Și această definiție este, deci, a fost aprobată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Am adus copia acestui raport și copia propunerilor experților pe lângă Secretarul General al Consiliului Europei, care au studiat mai multe cazuri și au propus definiția pentru această noțiune, deci, de deținuți politici. Noi, fiind membri ai Consiliului Europei, ne-am angajat, ne-am asumat aceste angajamente să respectăm și normele, standardele Consiliului Europei. Și dacă nu există la noi în legislație noțiunea de deținut politic, există în legislația europeană. În standardele și normele Consiliului Europei, care trebuie respectate. Poate nu am să dau sigur citirii tot ce este scris aici,
mai mult decât atât, aceste materiale sunt în dosar. Eu am verificat atunci când am făcut cunoștință suplimentar cu toate volumele. Dar vreau să vă dau citire, cred că este în engleză. The Assembly reaffirms its support for this criteria, summed up as follows. A person deprived of his or her personal liberty is to be regarded as a political prisoner. A. If the detention has been imposed in violation of one of the fundamental guarantees set out in the European Convention on Human Rights and its protocols, in particular freedom of thought, conscience, and religion, freedom of expression and information, freedom of assembly and association. Iată, mai sunt și alte criterii, care noi cadem de asemenea sub aceste criterii, dar există o noțiune foarte clară. Eu nu traduc acum, deoarece aveți varianta tradusă. Cred că nu înțelegeți. Engleză. Deci, anume, în caz dacă au fost încălcate în situația când cetățenii au fost arestați din cauza încălcării drepturilor fundamentale, și anume libertăți, freedom of expression, libertatea de exprimare, libertatea de la întrunire. Mai departe. Și declarația de ieri a președintelui Republicii Moldova, pe care nu toți îl recunosc ca președinte, dar oricum, e persoană oficială. Până și președintele, care a fost garant, apropo, în procesul nostru, dar el atunci a fost președintele unui partid, astăzi fiind în funcție oficială, ieri a declarat că dosarul nostru este unul politic și a confirmat statutul nostru. Eu cred că alte argumente deja nu trebuie să aduc de ce dosarul nostru este unul politic. Eu termin în câteva minute, deci maxim 50. Vreau să atrag atenția onorate instanțe că toți, absolut toți martorii la proces au fost polițiști. Poate și un reprezentant al primăriei. Mai mult de 50 de reprezentanți, de martori, toți sunt polițiști. Mai mult decât ei au scris, foarte mulți dintre ei, unul și același text în mărturii. Au copiat, chiar și cu, țineți minte, au fost și situații comice, deci, cu smulgerea epuleților, așa numit, deci. Trei martori au scris, epuleț, în declarație. Eu sunt absolut convins că acești polițiști au fost impuși să depună aceste depoziții, să prezinte, deci am văzut cum ei s-au comportat în fața instanței, deci ce au spus, s-au spus una și aceeași și nimeni n-a indicat concret, iată, Petrenko sau Grigorciuc, Amerberg, Roșco, Druzi, Buzne și alții, au lovit pe cineva sau au chemat la violențe sau nu știu ce. Vreau de asemenea să atrag atenția dumneavoastră că aceste șase persoane, șapte, așa numite victime, nici nu pot fi numite victime, după părerea mea, deoarece la așa numite vătămări corporale, la majoritate din ei sunt, nu pot fi date aprecieri, nu pot fi apreciate. Așa a fost constatat în expertiza medico-legală. Nu pot fi apreciate. Înseamnă că nu există.
Ярла Дой, ну что, Трей, Сент не сигнификативе. Они же ништи сгоритут. Каре. Налфос доведит, где прокурор, Калфос примите, деч, чести ВТМР корпорале, аша нумите, дин кауза, сау нурмо протесту. Я тут фи, ши, не знаю, ла буктерие примит, сау ла каса. И у сгеритуры мика, ну, он сямно ВТМР корпорале. Хайте сфим сереж, есть он полицишт. Ей фост имбрекать, ин, echipați în mijloace speciale. Noi am văzut materiale video când demolau aceste porturi, ei singuri, unii din ei s-au lovit cu aceste bare din plastic. Când am fost reținut, eu am spus asta și atunci când am dat depoziții, deci când am fost reținut, am fost tras de doi polițiști pe scări. Și la un moment dat ei au căzut jos. Și eu am căzut peste ei. Asta ce înseamnă? Deci ei au putut primi aceste, o parte, aceste așa numite vătămări corporale și atunci când au căzut jos. Când m-ai arestau. Deci, în realitate, nu există careva victime în urma acestor proteste. Sunt doar victime din rândul protestatarilor. Și ambulanțele care au venit, care au acordat prim ajutor medical. Acest lucru este pe material video, ați văzut. N-a fost distrus niciun bun public sau privat. Nimic absolut. N-a fost spart niciun geam. N-a fost, nu știu, aruncat niciun ou sau piatră în direcția Procuraturii Generale. N-a fost scoasă plitca asta de pavajul de pe scări. Nimic absolut. Această acțiune civilă din partea Regiei Transport Electric, ați văzut, v-ați convins că în materialele prezentate de Regiei Transport Electric este menționată ora, perioada când au staționat trolibuze de la 16.10 până la 16.45, dacă nu greșesc. Și în acea perioadă de timp, noi deja am fost arestați, am fost la comisariatul de la Rășcanu. Deci cum am putut opri trolibuzele, transportul public, fiind la Rășcanovca, transportul public în fața Procuraturii Generale? Nici de cum. Și apariția pe ultima sută de metri aceste cereri de chemare sau aceste acțiuni civile de a fi reconstruit ca parte automată, parte civilă, în acest proces, eu sunt absolut convins că și asta este regizat. Cu ajutorul acuzatorilor de stat, a procuraturii. Am văzut că pe parcursul, deci în dosar, există mai multe așa numite probe pe care le-a citit, le-a dat citire partea acuzării. Sunt mai multe pagini cu procese verbale și cu obiecte confiscate care au fost prezentate în instanță ca niște probe. Și iarăși ajungem la, am ajuns la un, chiar la un, niște lucruri absurde, marazm, că putem spune, numi, dar când în calitate de probă sunt folosite cărți și confiscate la domiciliu Pavel Grigorciuc. Cărți istorice, lucrări științifice. Și am ajuns la ce când Șendrea și procurorul Șendrea și procurorul Brânză dau întrebări în instanță autorului acestor cărți și lucrări științifice, sunt oare ele extremiste sau nu? Eu vorbesc de Sergei Erlich. Și când au primit răspuns că lucrarea științifică adevărată nu poate fi
poate avea un caracter extremist dacă este lucrare științifică, oricum n-am înțeles nimic și iarăși continuă cu aceleași întrebări. Iată calitatea probelor pe care le au. Au confiscat din domiciliile noastre, deci din apartamente, de la, au făcut percheziții la părinți, au încercat să presieze psihic și moral, deci rudele noastre, special. Au confiscat tot ce doriți, deci nu mai, nu înțeleg ce legătură are cu, a avut cu protestele în fața Procuraturii Generale. Au confiscat chiar și instrucțiunea, ghidul de utilizare a fierului de călcat. Cum? Nu. Și sigur că cu asemenea probe vor fi liste întregi de așa numite probe în dosar. În realitate n-au nicio probă concludentă și nici nu pot avea, deoarece pe data de 6 septembrie 2015 a avut loc un protest pașnic în fața Procuraturii Generale și în fața Casei lui Plahotniuc și în fața Academiei de Științe și pe parcursul marșului a avut loc un protest pașnic. Și au fost revindicări absolut firești a cetățenilor îndreptate împotriva acestei guvernări, împotriva acestui regim, împotriva nemijlocită a procurorului Gurin. Revindicări să fie arestați toți cei care au participat în furtul miliardului. Și astăzi suntem într-o situație absolut anormală. Cei care au solicitat tragerea la răspundere a celor care au furat miliardul sunt riscă ani de pușcărie, iar cei care au participat în furtul miliardului astăzi sunt în libertate, iar cel care este menționat în raportul Kroll, companie internațională, eu vorbesc de Elon Shor, unul din beneficiarii acestui furt, a fost eliberat de instanță de judecată. Chiar dacă și a fost condamnat, dar a fost eliberat de sub arest. Deci asemenea lucruri pot avea loc doar într-o țară unde nu funcționează instituțiile statului, unde nu funcționează normal justiția, procuratura, organele de drept, în general. Eu consider că noi suntem absolut nevinovați. Noi n-am făcut nimic ilegal pe data de 6 septembrie. Noi am ne-am folosit de drepturile noastre cetățenești, drepturile fundamentale. Și vom continua activitatea noastră politică și mai departe, necătând la toate aceste persecuții și dosare politice. Eu sunt absolut convins că în urma acestor persecuții opoziția moldovenească va fi și mai tare, și mai puternică, iar acest dosar politic apropie și mai mult acest regim tâlhăresc și criminal de sfârșitul lui bine meritat. Mulțumesc!